Bună ziua, dragii mei! Sunt Sorina Stoian și pe parcursul materialului de astăzi vom rezolva împreună problema 4, subiectul 3 roman, din testul 8 de antrenament, Evaluare Națională 2021. Problema spune că în figura alăturată este reprezentat un trapez isoscel ABCD cu AB paralel cu CD. AB este 24 de centimetri, DC este 8 cm, iar AD este 10 cm. Dreptele AD și BC se intersectează în E, iar punctele M și N sunt astfel încât DM este perpendicular pe AB și EN este perpendicular pe AB. La punctul A ni se cere să arătăm că segmentul EN este de lungime 9 cm. Bun, știm că ADCB, este trapez isoscel. Așadar, scriem acest lucru, ADCB, trapez isoscel, cu DM perpendicular pe AB. Așadar, putem spune că AM este egal cu baza mare minus baza mică pe 2, deoarece dacă trasăm și cealaltă înălțime, da, cele două segmente vor fi congruente. Iar MT, să spunem, este egal cu DC și este egal cu 8 cm. Deci AM este AB minus DC pe 2, adică are lungimea 24 minus 8, 16 pe 2, 8 cm. În triunghiul AMD dreptunghic, din teorema lui Pitagora rezultă că DM pătrat plus AM pătrat este egal cu AD pătrat. Asta înseamnă că DM este egal cu 100 minus 64, DM pătrat este 100 minus 64, adică radical din 36, adică 6 cm. Acum, DM e perpendicular pe AB. N e și el perpendicular pe AB. Rezultă că DM este paralel cu N. Deci, triunghiurile AMD și ANE sunt asemenea. Vom scrie conform asemănării, raportul de asemănare, AM pe AN egal cu AD pe AE egal cu DM pe EN. Ce cunoaștem? Păi cunoaștem că AM este 8, AN este jumătate din AB, adică 12, DM, l-am aflat mai sus, este 6 pe N. Deci N va fi egal cu 6 ori 12 supra 8, adică 72 pe 8, adică 9 cm, ceea ce și trebuia să demonstrăm. La punctul B. Știind că G este punctul de intersecție al dreptelor N și MC, deci aici este G, demonstrați că G este centrul de greutate al triunghiului ABE. Pentru a demonstra acest lucru, avem două variante. Fie arătăm că G se află la intersecția a două mediane, fie arătăm că G se află la o treime de bază și două treimi de vârf. Pe această problemă vom folosi a doua metodă. Așadar, știm că N este mijlocul lui AB, deoarece dacă trapezul ADCB e isoscel și triunghiul AEB este isoscel. Da? Și atunci rezultă că N este și mediană și deci știm că N e perpendicular pe AB. Da? Deci N este și mediană. Oricum am folosit acest lucru și la punctul A. Bun, deci G se află pe mediană. Haideți să vedem de ce el este situat la două treimi de vârf și
o treime de bază. Bun. Și triunghiul EDC este isoscel. Da? Pentru că fiind trapez isoscel, unghiurile ADC și BCD sunt congruente, deci și suplementele lor, adică EDC și ECD, vor fi congruente. Și ele vor fi congruente și cu unghiurile EAB și EBA. Așadar, punctul acesta de la intersecția lui N cu DC, pe care să-l notăm cu P, este la mijlocul lui DC, conform acestor explicații, da? Deci P, N, hai să zicem așa, este perpendicular pe DC, N intersectat cu DC este P, deci P este mijlocul lui DC. Așadar, PC este egal cu jumătate din DC, adică 4 cm. De asemenea, și NG este tot 4 cm, deoarece MN este tot 4 cm, știm de la punctul A. În concluzie, triunghiurile MNG și CPG sunt congruente, pentru că avem PC congruent cu MN, unghiurile CPG și MNG au măsura de 90 de grade și unghiurile MGN și CGP sunt congruente deoarece sunt opuse la vârf. Conform cazului de congruență catetă-unghi, triunghiurile CPG și deci CPG și MNG vor fi congruente. Așadar, NG va fi congruent cu PG. Da? Deci G se află la mijlocul lui PN. Dar P se află și la mijlocul lui EG. Deoarece știm că unghiul CP este perpendicular pe EG, da? Triunghiul ECG este isoscel, așadar P este și la mijlocul lui EG. În concluzie, EP este congruent cu PG. Putem afirma, deci, că GN este egal cu PG, egal cu PE, deci EG este 2/3 din N. Deci G este centrul de greutate al triunghiului ABE. Și astfel am demonstrat ceea ce ni se cerea. Vă mulțumesc pentru atenție! Vă doresc mult succes în continuare! Pe curând! La revedere!